Am plăcerea să dau cuvântul ca reprezentant al celorlaltor profesii juridice, domnului Ion Chelaru, senator Ion Chelaru, care este președintele Uniunii Juriștilor din România. Mulțumesc, stimați colegi, domnule președinte, domnul membri ai Conducerii Uniunii, dragi, stimați invitați, ministrii, în alți demnitari ai statului român, reprezentanții ai celorlalte uniuni profesionale. Sunt la microfon, totuși în prim, prima dată în calitate decan al Barului de Neamț, membru al Corpului Avocaților, Marea mea dragoste, avocatura, n-a dispărut și nu va dispărea niciodată. În calitate de președinte al Uniunii Juriștilor, însă, vreau să adresez Congresului un mesaj mai subțint decât al celorlalți colegi, dar cred că e important. Toate profesiile juridice care se întâlnesc în cadrul Uniunii, Juri... Uniunii Juriștilor din România au un rol, spun eu, esențial în existența statului de drept. Vin la dumneavoastră și cred că sunt două lucruri pe care aș vrea să vi le spun, și două idei pe care le accentuez. S-a discutat astăzi despre lipsa unei culturi juridice. Și cineva chiar accentu a accentuat acest fapt că sistemul judiciar românesc se schimbă, se modernizează greu, pentru că România, cetățenii României, nu are o cultură juridică. Uniunea Juriștilor este una din instituțiile care, prin revista Dreptul, cea mai veche revistă de specialitate, prin lumea justiției, face eforturi să schimbe în bine, să vină cu idei, să prezinte populației lucrurile care sunt necesare în schimbare, începând de la modernizarea Constituției, până la coduri, până la legislația obișnuită. Al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l transmit este cel care vă invită la implicare. Stimați colegi, avocați, nimic nu se poate schimba în bine, nimic nu poate așeza mai bine drumul României spre o, spre o Europa așezată în Europa, dar cu piloni solizi, decât implicarea dumneavoastră. Am spus întotdeauna că avocații reprezintă o elită a lumii juridice. Trebuie, prin ceea ce facem și în formele noastre de organizare, inclusiv în acest congres și în ceea ce facem în fiecare zi cu munca noastră, uneori esențială în actul de justiție. Nu suntem nici ajutoare, nici complementar, nici nimic, suntem esențiali în actul de justiție. Nu o să-mi spuneți niciodată și fac această profesie de 35 de ani, nu o să-mi spuneți niciodată că un avocat bine pregătit nu-l pune pe judecător să învețe carte dacă nu o știe, să revadă textele sau practica dacă nu le știe. De aceea, poate mai mult în civil sau comercial decât în penal, pregătirea noastră profesională continuă sau cum doriți să îi spuneți, este esențială. Generațiile pe care le-am crescut sau le creștem trebuie să înțeleagă că fără baza aceea, parte dată de facultate, parte dată după aceea de maestri și de institutul nostru, pot fi temelia unei elite pe, de care România are nevoie și pe care noi putem și vrem să o reprezentăm. N-aș vrea să închei, înainte de a transmite din partea conducerii Uniunii Juriștilor, din partea celorlalte categorii profesionale, care înseamnă și executori judecătorești, care înseamnă și consilieri juridici, care înseamnă și notari, și judecători, succes lucrărilor Congresului, actele și elaborat, cele care le vom elabora, să fie, în primul rând, folositoare profesiei noastre, dar și societății românești. Mulțumesc, succes! Vă mulțumim, domnule senator, și pot să confirm în calitate de reprezentant al Uniunii în Consiliul de Conducere al Uniunii Juriștilor că preocuparea pentru relația cu avocatura românească este una prioritară pentru Uniunea Juriștilor din România. Îi mulțumesc încă o dată domnului senator Chelaru.